Acum o să vă rog respectuos să vă ridicați în picioare. Am vrut să-i spun fratelui Alin Bob, rămâne așa cum a stabilit fratele președinte Cristian Ionescu, dar n-am vrut să semene glumă. Dar totuși este bine să-i spun, rămâne așa cum a spus fratele Cristian Ionescu, că nu zicem nimic, a zis dumnealui pentru toți. O să citim din Faptele Apostolilor, capitolul 19. Faptele Apostolilor, capitolul 19, începând cu versetul 1. Pe când era Apollo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câțiva ucenici și le-a zis, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei au răspuns, nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Dar cu ce botez ați fost botezați? Le-a zis el. Și ei au răspuns, cu botezul lui Ioan. Atunci Pavel a zis, Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Iisus. Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Amin. Mulțumesc frumos! Vă invit să vă reașezați. Înainte să spun predica, aș vrea totuși să mai spun încă un lucru care ține de introducere. Mai sunt câteva, dar o să spun numai unul. Să remarc faptul că din biserica din Honolulu sunt fratele păstor și fratele diacon, conducătorul adunării. Ei sunt biserica sora a bisericii noastre și din respect pentru ei aș vrea să le spunem că sunt bineveniți între noi. Amen. Sunt bineveniți toți. Dar dumnealor vin dintr-o biserică care e la început și de aceea vrem să-i încurajăm și să-i binecuvântăm. Oamenii lui Dumnezeu, am câteva minute la dispoziție să rostesc un mesaj care se încadrează în tema pe care noi am abordat-o în zilele acestei conferințe pastorale a Uniunii. Aș vrea să vă duc cu gândul cu 2000 de ani în urmă, când Apostolul Pavel a făcut 3 călătorii misionare colindând lumea din vremea lui și predicând Evanghelia și ajunge în această metropolă a Asiei și se întâlnește cu ucenicii lui Ioan. Ioan a fost un om aspru, ceva de genul lui Ilie din Vechiul Testament. El a murit în condiții destul de complicate, după cum știți bine, și observați că bărbații aceștia au fost niște oameni credincioși și loiali, purtând mesajul pe care l-au primit de la Ioan Botezătorul. Dumnezeu a hotărât să se întâlnească cu Pavel și să le spună mai mult decât au știut până atunci. Pavel îi abordează și priviți care a fost prioritatea lui Pavel. Putea să-i întrebe multe lucruri. Credeți? Ați fost botezați? Dar Pavel a făcut o prioritate din următoarea întrebare. Ați primit Duhul Sfânt când ați crezut? Remarcați-vă, rog, că pentru Pavel a fost o prioritate lucrul acesta. Întrebați-vă, este o prioritate după 2000 de ani pentru Biserica lui Dumnezeu din generația noastră? Amen. Este o prioritate pentru noi ca familiști sau ca indivizi? Apoi, priviți-vă, rog, că oamenii aceștia răspund, n-am știut, asta se numește ignoranță. Aș vrea să spun un principiu acum, ceea ce știi hotărăște ceea ce faci. Nu putem să trecem de limitele la ceea ce știm. Nu putem să facem ce nu știm. Cu cât știm mai mult, cu atât o să facem mai mult. Știința spune că un om practică cel mult 18% din cât știe. Asta înseamnă că practică destul de puțin. Soluția pentru a face mai mult este ca să cunoaștem mai mult. Orizontul cunoașterii noastre definește orizontul atitudinilor și comportamentelor noastre. Oamenii aceștia își exprimă ignoranța și spun, dom'le, noi nici n-am știut. Suntem nevinovați că n-am știut. Noi avem impresia că dacă nu știm, suntem nevinovați. Când nu știm, ne numim altfel, nu nevinovați. Apostolul încearcă să-i corecteze pe oamenii aceștia, le explică Evanghelia și pur și simplu ei ajung să se boteze în apă. Așa spune Scriptura în versetul 5, când au auzit aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus. Dar care era starea lor spirituală?
Versetul 4 vorbește despre faptul că ei au practicat botezul pocăinței pe care îl predica Ioan și de asemenea au crezut. Cum numim noi o persoană care crede? O numim credincios, putem să spunem că este un om mântuit, dar priviți că apostolul, după ce au fost botezați, își pune mâinile peste ei, oamenii aceștia sunt umpluți de Duhul Sfânt și ca semn al prezenței Duhului în plinătate în viața lor, ei vorbesc în limbi și prorocesc. Priviți că de repede se schimbă destinul, traiectoria, experiențele și capacitatea spirituală a acestor oameni. Este important cu cine te întâlnești în viață. Cu Pavel sau cu Dima. Este important cine te sfătuiește ce urmează să faci. Îți marchează viitorul. Oamenii aceștia s-au întâlnit cu cine trebuie. Au făcut ce trebuie. Și dintr-o dată s-au ridicat la un alt nivel spiritual. Nu-i suficient să fim bine intenționați. Este important să știm ce Dumnezeu a trimis pe pământ. Care e mesajul pe care Dumnezeu l-a trimis pe pământ? Pentru ei, mesajul lui Dumnezeu era că trebuie să se boteze cu botezul pocăinței și să creadă. Dar Pavel le spune că mai sunt lucruri pe care trebuie să le știe. Observați când le fac, după ce le află. Niciodată nu vom face lucruri de care nu suntem convinși că trebuie să le facem. Ignoranța este una dintre marile probleme, nu numai ale generației trecute, ci și ale generațiilor noastre. Oameni dragi, priviți-vă rog că modelul pe care îl folosesc oamenii aceștia seamănă cu modelul din Fapte 2. Exact răspunsul pe care Petru îl dă grupului de oameni care au ascultat predica lui. Oamenii aceștia îl întreabă, fraților, ce trebuie să facem? Și el spune, pocăiți-vă, botezați-vă și apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Uitați-vă, vă rog, în Fapte, capitolul 19, că exact același lucru s-a petrecut cu oamenii aceștia. Exact același lucru s-a petrecut. Ei se pocăiseră, dar au fost botezați și apoi au primit darul Sfântului Duh. Este important să credem, iar credința ne duce la botez. Este important să ne botezăm în apă, dar botezul în apă ne duce la botezul cu Duhul Sfânt. Este important să credem, să ne botezăm, să fim plini de Duhul Sfânt și apoi folosim resursele acestea pe care le-am primit să-L slujim pe Dumnezeu. Amen. Din practica vieții spirituale pe care o aveți, care este motivul pentru care Dumnezeu ne dă resursa aceasta a Duhului Sfânt? De ce ne umple cu Duhul Sfânt? Care este motivul? Care este motivul acestei investiții? În ce fel suntem noi responsabili față de Dumnezeu după ce El ne-a oferit plinătatea Duhului? Are Dumnezeu așteptări de la noi, diferite de înainte? Observați că oamenii aceștia, după ce au primit informația, s-au simțit responsabili să împlinească ce au auzit nou. Și au început să facă lucruri noi pentru că au auzit o informație nouă. Oamenii aceștia n-au păstrat în viața lor lucrurile la nivel de teorie, ci teoria a transformat-o în practică. Ei pur și simplu au început să practice ce au auzit. Aș vrea să spun trei principii pe care le desprindem din aceste două pasaje, unul pe care l-am citit și al doilea pe care l-am amintit. Oamenii aceștia trec de la credință și pocăință la regenerare, la naștere din nou. Un om nu poate fi născut din nou dacă nu crede și dacă nu se pocăiește. Credința și pocăința este partea lui, este treaba lui, este responsabilitatea lui. Niciuna dintre ele nu este ușor de făcut. Ele implică mai mult decât să vrei și să faci ceva religios. Dar credința și pocăința îi conduce la nașterea din nou, care naștere din nou este o minune, e un miracol. E un miracol care se petrece prin eliberarea de putere din partea cuvântului și din partea Duhului. Cuvântul și Duhul lui Dumnezeu produc nașterea din nou în inima unui om. Iar nașterea din nou este drumul de intrare în împărăția lui Dumnezeu ca și cetățean al cerului, al împărăției, ca și membru al familiei lui Dumnezeu. Un om devine mântuit atunci când este născut din nou. Iar nașterea din nou trebuie activată de credința și pocăința noastră. O credință care nu produce nimic seamănă cu religie, asemenea este și pocăința. Credința și pocăința îi conduce la nașterea din nou, dar nașterea din nou îi conduce la umplerea cu Duhul Sfânt.
Este un proces care este împărțit în pași mici, pe care omul trebuie să-i asimileze și trebuie să-i practice. Lucrul acesta s-a întâmplat în Fapte 19, dar modelul este din Fapte 2. Credința și pocăința îi conduce la nașterea din nou, iar nașterea din nou îi conduce la umplerea cu Duhul Sfânt. Foarte mulți oameni dintre noi cred că umplerea cu Duhul Sfânt este apogeul, este un scop în sine. Nu. Botezul în apă nu e un scop în sine. Botezul în apă este un pas care se încadrează într-un proces, într-o călătorie lungă. De asemenea, umplerea cu Duhul Sfânt sau botezul cu Duhul Sfânt, botezul fiind prima umplere, umplerea inițială, nici umplerea cu Duhul Sfânt nu este un scop în sine, este un alt pas în procesul vieții spirituale. Pentru că, de fapt, atunci când Dumnezeu ne umple cu Duhul Sfânt, El ne echipează. El ne dă resursele de care avem nevoie pentru ca să ne sfințim viața și pentru ca să-i slujim pe oameni. Față de noi, trebuie să ne sfințim viața. Aceasta este datoria noastră față de noi înșine. Noi avem impresia că trebuie să ne pocăim toată viața, dar noi nu ne putem pocăi decât dacă păcătuim. Și nu e prea recomandat să păcătuim. Recomandat este să ne abținem de la păcat. Dacă păcatele din trecutul nostru sunt iertate prin pocăință, păcatele din prezent trebuie evitate prin înfrânare, prin autocontrol. Trebuie să ne înfrânăm de la păcatele pe care le putem face în prezent în urma ispitelor sau a tendințelor. Noi trăim într-un trup numit fire pământească care nu se va pocăi niciodată. Nu vă așteptați ca firea pământească să se pocăiască, ea nu se va pocăi. Trebuie înfometată până o conducem într-o stare de leșin. Ideal este să moară. Dar dacă o hrănim, ea se trezește la realitate. Și dacă o hrănim bine, va domina omul din interior, omul duhovnicesc. Omul este duhovnicesc, dar nu-și hrănește omul duhovnicesc. Pentru că toate lucrurile pe care le fac foarte mulți creștini care vin la biserică, nu hrănesc omul dinăuntru, omul duhovnicesc, ci hrănesc firea pământească. Și dacă firea pământească are mai multă energie, mai multe resurse, are un cuvânt mai greu de spus. Iar partea duhovnicească din om este, n-are energia, n-are puterea necesară pentru ca să ia inițiativă. Dar umplerea cu Duhul Sfânt îl conduce pe om să-și sfințească viața. Frații mei, nu pocăința este apogeul. Apogeul este sfințenia, pentru că dacă o pocăință nu conduce la sfințire, atunci care este rostul pocăinței? Noi trebuie să ajungem la nivelul la care să nu mai păcătuim, nu să păcătuim și să ne pocăim de păcatele noastre. Și când nu mai păcătuim, ne numim sfinți. Noul Testament este plin de idealul sfințirii, a purității. Dacă trecutul plin de păcate se rezolvă prin faptul că ne pocăim și mărturisim ce am făcut, prezentul nostru trebuie rezolvat prin abținerea de la păcat, prin autocontrol. Asta se numește sfințenie. Asta este datoria noastră față de noi, să nu ne mai permitem să păcătuim. Carnea în care sunt așezate instinctele primare, permanent va cere să împlinim lucrurile pe care le împlineam altădată, mai ales păcatele din zona sexualității, care sunt cele mai mari. În Galatenii, capitolul 5, unde Pavel vorbește despre firea pământească, sunt patru categorii de păcate. Păcatele legate de sexualitate sunt în prim plan, prima categorie. Iar a doua responsabilitate pe care o avem atunci când ne umplem de Duhul Sfânt este să-i slujim pe oameni. Vă aduceți aminte de Hristos ce spunea la începutul cărții Faptele Apostolilor? Ucenicii au avut întrebări legate de escaton, de vremea sfârșitului. Noi toți suntem teribil de curioși despre ce se întâmplă la sfârșit. Și s-ar putea să avem informația, dar nu pregătirea necesară la sfârșit. Informația nu ne pregătește. Ne pregătește pocăința, smerenia, sfințenia, umilința. Lucrurile acestea ne pregătesc. De aceea trebuie neapărat să avem grijă de sfințenia personală. Slujba este bună și trebuie să-i slujim pe alții, dar trebuie să ne slujim și pe noi. Iar slujba noastră față de noi înșine trebuie să se manifeste prin sfințire. Iar cea mai proeminentă valență a sfințeniei este smerenia. Cea mai proeminentă valență a sfințeniei este smerenia. O persoană mândră și arogantă este departe de sfințenie, mai departe decât a fost niciodată. Aș vrea să închei spunându-vă faptul că Domnul Iisus le-a spus ucenicilor: nu plecați, așteptați să primiți resursa. Când va veni Duhul Sfânt, Duhul Sfânt care v-a mântuit,
Când va veni Duhul Sfânt care v-a mântuit, El vă va da puterea. După ce veți primi puterea, vă veți numi împuterniciți, nu doar mântuiți. Și veți pleca mântuiți, împuterniciți, nu doar mântuiți. Veți pleca și veți fi în stare să faceți lucruri pe care nu le-ați făcut până acum. Potrivit chemării pe care ați primit-o, se va manifesta împuternicirea. Scriptura vorbește de daruri, adică de acțiuni, activități, care manifestă puterea. Puterea se manifestă prin daruri, autoritatea se manifestă prin slujbe, iar roada se manifestă prin caracter. Întotdeauna roada e platforma de pe care slujim. Poate să fie un om care are daruri evidente, dar care nu are caracter. Noi nu vrem să ascultăm un om care predică frumos, dar el nu trăiește ce predică. Noi nu putem să ascultăm cântarea cuiva care cântă superb, dar are o viață făcută zob, ca o sticlă care scade pe beton. Întotdeauna roada Duhului și caracterul sunt platforma de pe care îți este primită predica, cântarea, slujirea, pastorația și orice faci în casa lui Dumnezeu. Dacă n-ai caracter, degeaba ai calități, degeaba ai capacități, degeaba ai abilități, degeaba ai daruri pe care le manifesti. Pentru că oamenii nu-ți mai primesc darurile, nu doar pentru că nu sunt autentice, ci pentru că ele nu te ating pe tine, doar pe alții. Roada Duhului îți dă dreptul să manifesti darurile Duhului. Roada Duhului se constituie într-o scenă, într-o platformă de pe care slujești și oamenii te admiră în primul rând pe tine și după aceea ți admiră slujirea, cântarea, predica sau manifestarea unor daruri. Oamenii lui Dumnezeu, nu este un scop în sine să credem, e doar un pas. Nu e un scop în sine să ne botezăm în apă, e doar un pas. Nu e un scop în sine să fim plini de Duhul Sfânt, este doar un pas. Un scop în sine este să ne sfințim viața. Aleluia. Acesta este cel mai mare lucru pe care îl putem face pentru noi. Iar dacă nu-l facem, s-ar putea să nu fie suficient ce am făcut înainte. Iar al doilea lucru care este la fel de mare, un scop în sine, este să-i servim pe alții. Cu ce? Cu ce ne-a dat Dumnezeu. Eu nu prorocesc, n-am prorocit niciodată. Îmi doresc lucrul acesta și mă rog, dar încă nu mi s-a întâmplat. Nu știu dacă se va întâmpla sau nu în viitor. Dar deocamdată știu să spun câte ceva. Și fac lucrul acesta cât pot de bine, cât pot de mult. Încerc să-l fac de pe o atitudine de smerenie, de dragoste. Încerc să vorbesc cu suflet, cu pasiune. Încerc să le spun oamenilor ce mă călăuzește Dumnezeu să le spun. Asta este ce știu să fac. Dar alți oameni știu să facă alte lucruri. Oamenii ai lui Dumnezeu, am crezut, minunat, ne-am botezat, deosebit, am fost un plus cu Duhul Sfânt, extraordinar. Dar sfințirea vieții și slujirea altora rămâne apogeul. Fiți pregătiți că înainte să plecați, vă veți hotărâ să faceți lucrul ăsta cu mai multă responsabilitate. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.